enorm pentru echipa lui Flaviu Stoican. Na, Nicolici urlă acolo de durere. Nicolici și el arată ca după război. Ce brazdă este în spatele său. Arat, nu mai arabil. Dar la picioare a fost ceva. A, îl calcă Frăsinescu acolo, dar Frăsinescu nu e absolut niciun element de penalti. Dar e penalti. E penalti. Frăsinescu l-a călcat acolo pe Nicolici. George Găman se consultă probabil cu arbitrul asistent și dă lovitură de la 11 metri. Cu un minut și jumătate, da, Frăsinescu îl calcă acolo pe Nicolici. Ok, nu e intenție, dar George Găman consideră că l-oprește pe Nicolici acolo din drumul spre poartă. Mingea nu era însă sub controlul jucătorului al acestei prime reprize. Ișvan Filo față în față cu Coșelev, execută impecabil, iar Sepsi egalează chiar înainte de pauză, oarecum nemeritat. Sepsi n-a avut nicio șansă de a marca și la această fază, totuși